Vom rezolva în cele ce urmează următorul exercițiu de calcul pentru clasa a 5-a. Și aici discutăm despre ridicarea la putere a fracțiilor și cu această ocazie ne vom aminti și câteva din regulile de calcul cu puteri. Iată, avem 3 pe 5 la 10-a împărțit la 9 la 5-a supra 125 la 4-a în această paranteză din fracția supraetajată. Pentru a putea lucra cu aceste două fracții, trebuie să cunoaștem toate proprietățile ridicării la putere, atât cu numere naturale cât și cu fracții. În primul și în primul rând, trebuie să știm faptul că A pe B la puterea M înseamnă A la M supra B la M. Deci putem ridica la putere atât numărătorul cât și numitorul. Cunoscând acest lucru, înseamnă că 3 pe 5 la 10 ne va fi 3 la 10 supra 5 la a 10. Avem în continuare împărțit la 9 la puterea a 5, deoarece aici lucrăm cu 3 și cu 5, iar următoarea fracție are 9 și 125, putem observa legături între 9, 3, 125 și 5, și anume puterile 9 la 5 și 125 la 4 se pot scrie în bazele 3 și respectiv 5. 9 la 5 se poate scrie ca fiind 3 la 2, totul la 5, adică este egal cu 3 la puterea 2 ori 5, 10. Iar 125 la 4 înseamnă 125 este cubul lui 5, adică 5 la 3, totul la a 4. Deci este 5 la puterea 3 ori 4, 12. Așadar, în loc de 9 la 5 supra 125 la 4, vom scrie 3 la 10 supra 5 la puterea 12. În paranteză, era totul ridicat la puterea 3 supra. Avem 16 la 7, dar anticipăm faptul că urmează să mulțim cu o fracție care are la numărător o puterea lui 2. Așa că și 16 la 7 îl putem scrie altfel. 16 este 2 la puterea 4. Deci putem scrie că este 2 la 4, totul la 7. 2 la 4, totul la 7, este 2 la 4 ori 7, adică 2 la 28. Deci vine supra, 2 la puterea, 28, și avem o surpriză plăcută, întrucât și al doilea factor al produsului îl are pe 2 la puterea 28 la numărător. Totul supra 5 la a 6-a. Este egal atunci în continuare. Înainte să lucrăm calculul din paranteză, vedem deja și ne putem bucura de această simplificare pe diagonală care ne este posibilă. 2 la 28 și 2 la 28 se simplifică. Să revenim atunci asupra calculului din paranteză. Împărțirea la o fracție înseamnă mulțirea cu inversa ei. Așa că în paranteza pe care o avem, vom scrie 3 la 10 supra 5 la 10 înmulțit cu 5 la 12 supra 3 la a 10. Era totul la puterea a 3. Avem supra 1 ori 1 supra 5 la a 6. Este egal mai departe cu. În paranteză, vedem din nou că avem posibilitatea efectuării unor simplificări pe diagonală. 3 la 10 și 3 la 10 se simplifică, iar 5 la 10 și 5 la 12, amândouă se simplifică cu 5 la 10. Simplificarea, ține minte, este o împărțire. Deci noi împărțim atât pe 5 la 10, cât și pe 5 la 12 la 5 la 10. 5 la 10 împărțit la 5 la 10 este 1, și 5 la 12 împărțit la 5 la 10 este 5 la a 2. Să facem și separat ca să vedem despre ce vorbim. 5 la 12, dacă îl împărțim la 5 la 10, înseamnă 5 la puterea 12 minus 10, adică 5 la a 2. Așadar, în paranteza noastră ne rămâne doar 1 ori 5 la 2 supra 1 ori 1, cu alte cuvinte, 5 la a 2. Este 5 la a 2 totul la a 3 supra 1 ori
1 supra 5 la a 6-a. 5 la a 2-a, totul la a 3-a este 5 la a 6-a. Și iată, pe diagonală avem 5 la a 6-a. Deci le putem simplifica, ne rămâne 1, ne rămâne 1. Deci este 1 ori 1 supra 1 ori 1, adică este egal cu 1. După cum putem observa, atunci când lucrăm cu puteri ale fracțiilor ordinare, ne vom întâlni și cu cunoștințe anterioare, respectiv cu regulile de calcul cu puteri pe care le-am învățat la numere naturale. Mult succes în continuare!